Suntem sub clar de lună aici la Moinești, zilele culturale ale Moineștiului, zile sărbători deosebite și iată și artiști special invitați de către Consiliul Local și de domnul primar Viorel Ilie. A fost o atmosferă extraordinară, publicul a cântat cu dumneavoastră. Așa cum este. Simțiți această zi, această vizită la Moinești? Eu la Moinești mă simt ca acasă, pentru că aici e Moldova și mare diferență nu este. Oricum, mi-a făcut mare plăcere să revin pe aceste meleaguri unde, cu adevărat, n-am mai fost de mult. Publicul este minunat, sigur că am avut emoții pentru că ne venim de atâta timp, zic, știu, s-au schimbat generații, s-au schimbat gusturi, nu știu. În orice caz, atmosfera minunată și felicitările mele, toată admirația pentru Casa de Cultură atât de frumos renovată. A fost o reală plăcere pentru noi artiștii să cântăm într-o casă de cultură aranjată frumos și cu cabine în care te simți efectiv artist. Ce să zic? Așteptăm noi întâlnire, așteptăm lucruri din nou mai noi și mai schimbate spre bine, pentru că e timpul să revenim la lucrurile normale. Iar eu, ce să zic? Ați venit cu hituri, cu melodii pe care... Mi-a fost foarte greu să aleg piese, pentru că eu am aproape, dacă nu peste 100 de piese. Vă dați seama ce greu este să alegi dintr-un repertoriu atât de vast, să alegi câteva melodii care nu știi care s-ar potrivi mai bine. Dar publicul oricum a fost minunat, m-a susținut și eu le mulțumesc cu ocazia asta. Ce ați mai făcut în ultimele luni? Pentru că a fost un an... extrem de liniștit, putem spune, parcă a reînviat muzica în România. Ce noutăți aveți în ceea ce privește cariera dumneavoastră? Noutăți prea multe n-ar fi, pentru că sunt atâtea lucruri deja pe care le-am creat, încât e păcat să le dau la o parte și să fac experimente noi, dar mă bucură că multe posturi de radio privat au început să difuzeze și muzica noastră, a generației noastre, să zic așa, care într-un fel era dată la o parte și era confundată cu, nu știu de ce, cu anii trecuți, de parcă noi am avea vreo vină. Dar eu cred că muzica bună nu dispare niciodată și nu mă refer neapărat la mine acum. România are foarte mulți interpreți buni, cu piese minunate și doar trebuie să difuzate, pentru că publicul are dreptul să decide ce e bun și ce le place și ce nu le place. Ce mesaj le transmiteți fanilor dumneavoastră, pentru că am văzut și aveți mulți admiratori aici la Moinești? Mă bucur dacă e așa. Eu aș vrea doar să le doresc și să-i rog să rămână fideli muzicii ușoare românești sau muzicii bune, indiferent de ce gen e, și să creadă în noi artiștii și mai puțin să aplece urechea la toate bârfele care sunt inventate despre noi. Este goana după senzațional, dar de fapt este și riscul meseriei noastre. Dar oamenii care ne iubesc cu adevărat știu și cred în noi și cunosc adevărul despre viața noastră. Câteva gânduri pe finalul discuției noastre. Unde veți fi de revelion? Nu știu. Încă nu știu, dar sper. E o vorbă între artiști, indiferent de luna în care ne aflăm, exact. Ce faci de revelion? Exact, chiar astăzi vorbeam cu Gigi, zic, suntem deja în partea a doua lui septembrie, o să înceapă să sune pentru revelion, nu știu. Eu știu că Gigi a zis că pleacă în America. Eu aștept oferte. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate. A fost alături de noi pentru Exclusiv TV Anastasia Lazaruc. Vă sărut! Toate cele bune!